ceva. Te rog. În tolbă. Asta e de la petrecerea burlacilor? Asta e petrecerea burlacilor și băiatul Mirele aruncă cu șampania să spargă, să fie, să aibă și el o căsnicie fericită, să fie într-un ceas cu cuc. Iată cu încetinitorul, aruncă frumos șampania, dând dop, direct în freză. Ce probabilitate, ia uitați-vă frumos, ce probabilitate exista să vi ți-l odați unde șade mai greu voinicului? Casă de piatră și copii, copii lasă. Lasă, da. A vorbit două zile ca Michael Jackson. Băi, nu știu care e treaba, dar cum să dai până... Dacă ți s-a întâmplat asta, cu probabilitatea asta, e bine să... Să te, exact. Să te mai gândești. E să te mai gândești. N-ai cum, da. N-ai da. Cum. Da. Aș vrea să, tot timpul am arătat aici de 3 ani de zile numai accidente la ruznaci, cum sară ea pe geam, cum nu știu ce. Și acum când am văzut treaba asta de 53 de secunde, zic, ia să vezi, tata, aici accident puternic, am stat în tensiune, zic că unii trec de pe bandă pe alta, dar la viteza asta mă gândeam, zic, ce accident se poate întâmpla. Urmăriți taxiul, deci avem să ne uităm la taxiul acela galben din față, da? Da. Mă, s-o dau unul jos, că nu s-a întâmplat nimic, zic, îi plictisesc pe oamenii ăia dimineață. Dar trebuie să ne uităm cu atenție, pentru că omul a plecat, atenție mare, cu bușonul deschis de la benzinărie, la cu taxiul galben. Ce înseamnă spiritul civic la ruși? Ăsta se duce, ia bușonul de acolo, îl pune frumos, îl strânge, închide ușița, gata, tată, poți să dai drumul, sănătate, nu mai vin. Asta înseamnă, da? Pit stop. Da? Coleg, omul așa coleg, plecase. Coleg, colegul, da? Colega. Stai un pic, trec pe lângă tine, i-a închis și a dat drumul în continuare la tare, treabă. Da? Doamne, ferește dacă trecea unul cu o țigărușe aprins. Vă mai chinui numai cu încă una. Rugăminte să nu facem așa ceva. Băieții ăștia doi nu au avut bani de bilete. S-au suit pe tampoanele de la, uitați, hop, au plecat pe tampoanele de la metrou. Ei au un magnet. Ăia s-au prins pe camere, du-te repede. Ei se dau jos normal, ca orice om, sănătate, sănătate. Uitați-vă, civilizat, îi pleacă la școală, ăla are un magnet în mână, vedeți? Ăștia se duc, băi, unde să ia? Uite că nu mai sunt. Bă, dar de ce, de ce se țineau? Băi, aveau magnet. Au magnetul, pleacă cu magnetul, sănătate. Uite, acum se vede că încercuie ăștia. Uite, hop, sănătate. Da, am mai văzut asta la tramvai, dar tramvaiul merge mult mai încet decât un metro. Da, oamenii n-au mai prins decât... Da. Când vine ăsta acasă pe Baștie, îl întreabă maică-sa, de ce ai ajuns la ora asta? Mi-am pierdut magnetul. A trebuit... Da. Și ultima, și ultima, copilașul din imagine, să îl privim și să-l ascultăm în același timp. Și acum se enervează un pic. Contase-și cu un vecin. Da. În loc să faci o tablă. Observați, toți picior peste picior. Lejereanu, adică. Ăsta e șlap. Să câștige și el o puinișoară de la 4 ani jumate. 4 ani jumate. 4 ani jumate. E mai dezvoltat un pic, da? O țin așa până dimineață. Foarte tare, Puștiu. Pe Cătălin îl găsiți pe www.a1.ro la treabă și cu informații serioase. Găsiți acolo lucruri interesante.